Bună ziua! Astăzi pregătim pârjoale suculente. Vom avea nevoie de jumătate de kilogram de carne tocată, porc, vită, amestec, orice vă place, două felii de pâine pe care le-am pus la înmuiat și le stoarcem puțin și le punem peste carne. Mai lăsăm puțină apă în ele. Vom mai folosi și o ceapă pe care o vom toca mărunt, două ouă, le punem aici, se fac foarte ușor pârjoalele, și ceapa o tocăm mărunt. După ce am tocat mărunt ceapa, o adăugăm peste carne, ouă, pâine, restul ingredientelor. Punem și o linguriță de boia dulce sau iute și o linguriță piper măcinat. Eu pun la ochi și sare. La fel după gust. Amestecăm bine și formăm 4 pârjoale mari. În tigaia pusă la încins am pus și 3-4 linguri de ulei pentru că oricum își va mai lăsa și carnea grăsime și le vom prăji pârjoalele la foc potrivit de mare, aproape spre mic. Împărțim carnea, compoziția în 4. Și formăm 4 pârjoale mărișoare ca să rămână suculente. Punem și un capac și le lăsăm să se prăjească la foc mic. Le mai verificăm din când în când, observăm că se prăjesc bine la foc mic și le lăsăm așa până se rumenesc pe o parte și apoi le întoarcem pe cealaltă parte cu grijă. Pârjoalele se rumenesc. Acum le întoarcem cu grijă. Și le lăsăm la fel să se rumenească pe ambele părți, le mai rotim din când în când. Așa le prăjim la foc mic și pe o parte și pe alta, ca să se pătrundă bine înăuntru. Ele fiind groase, rămân și suculente. După ce au prins culoare și pe o parte și pe alta, eu le voi băga și la cuptor. Dacă nu avem cuptor, putem să le ținem mai mult. Eu le-am lăsat 10 minute pe o parte, 10 pe o parte. Și acum le bag la cuptor. Le voi băga la cuptor la 180 de grade, 30 de minute. 20-30, urmărim să se rumenească. Și le voi servi cu garnitură de mazăre pe care o voi căli în acest ulei. Deci le bag la cuptor pentru 20 de minute. Voi pune și puțin sos de roșii, puțin piper negru și puțină boia dulce. Și am făcut garnitura de mazăre, care o vom servi alături de pârjoale. Am scos pârjoalele din cuptor. Dacă vă plac mai rumenite, le lăsați mai mult. Deja se vede că sunt gata. Și așezăm. Simplu și gustos. Poftă bună!